Suntem alături de actualul desenator al lui PIF în Franța, de cel care a creat în 2023 timbul aniversar de 75 de ani de PIF, de PIF Gadget, o revistă care a marcat copilăria multora dintre români, o revistă care a fost la un moment dat tipărită în România, o revistă care a și apărut în românește efemer. Suntem alături de un câștigător al concursului PIF / cutezătorii în anii 70. Suntem alături de un tânăr, mereu tânăr, care a visat să lucreze împreună cu PIF, alături de PIF. Suntem alături de Mircea Arapu. Dar Mircea Arapu a lucrat și la Anima Film. Anul viitor, în 2024, Anima Film împlinește 60 de ani. Dumneavoastră ați avut o experiență scurtă, dar ați fost membru al echipei Anima Film în anii 70, la începuturile creației dumneavoastră. Cum a fost? Anima Film, într-adevăr, l-am cunoscut timp de 2 ani și 3 luni, 2 ani de cursuri și 3 luni de salariat la ei. Nu am rămas mai mult pentru că am recunoscut că am o rudă în străinătate, fratele meu, care de fapt era foarte normal să fie acolo, a plecat cu în mod exact normal, deci nu știu de ce am spus-o. Pentru că așa s-a oprit colaborarea mea cu Anima Film ca și salariat. În schimb, au fost 2 ani de cursuri de neuitat cu Victor Antonescu, căruia îi mulțumesc foarte mult și pe această cale pentru mărinimia învățăturii lui și pentru tot ce ne spunea și ne povestea ca să ne simțim bine și să integrăm această învățătură a animației și foarte mulți colegi care i-am cunoscut acolo. Bujor Ștefănescu și mulți alți, Dinu, mulți pe care am cunoscut, nici nu mai mi-amintesc de numele lor. Cred că era și Ciucă, Alexandrescu, sau nu mai știu exact. Anima Film va rămâne în continuare o poveste frumoasă, o amintire minunată. Zilele acestea am vorbit foarte mult de Ion Popescu Gopu, care a fost una din marile mele referințe la Anima Film și pentru care am dorit să fac desen animat și de asemenea bandă desenată, ca și Ion Popescu Gopu. Vă mulțumim foarte mult și poate în 2024 vă așteptăm la 60 de ani de Anima Film și poate facem și un desen frumos. Vă mulțumim! Eu vă mulțumesc, cu plăcere!